Tăcitor prin lung pustiu, dar am în cer o comoară, iar țara mea e-n veșnicii. Mă-ndrept spre cer, îl văd pe Domnul și nu mai sunt. Al meu Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și în această seară și vă spun un bun venit la Iacov Israel. Este o bucurie mare că suntem împreună și putem să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Este o bucurie mare pentru că acești îngeri încă mai țin frâiele pământului. Dumnezeu are milă de întreaga omenire și dorește cu gelozie ca toți să ne întoarcem la El. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că suntem bine. Iar dacă azi suntem în viață, avem motive să strigăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că îngerii Lui
ne-a ocrotit în mersul nostru de peregrinaj pe pământul acesta. Avem un mesaj în seara aceasta din partea Domnului. Este un mesaj care ne va da mult de gândit în seara aceasta. De aceea, înainte să încep, vă rog din toată inima, rugați-vă pentru mine. Am nevoie de încurajare. Am nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să mă călăuzească în cuvânt. Și îl rog pe Domnul ca niciun cuvânt să nu iasă din gura mea, ci Duhul lui Dumnezeu să le pună cuvintele acestea, iar eu să rostesc ceea ce El îmi va spune. Mesajul din seara aceasta se numește Pacea și liniștea dinaintea furtunii. Pacea și liniștea dinaintea furtunii. Mă uitam înainte să intru în emisie și număram prezentările. Împreună cu fratele Valeriu avem undeva la 52 de prezentări, în afară de cele cu sănătate și lecțiile școlii de sabat. 52. Lăudat să fie Domnul! Mai mult de 6 luni. Am promis Domnului că cel puțin un an de zile vom sluji înaintea Lui. Dumnezeu să facă să ne ducem la bun sfârșit această promisiune și suflete multe să se întoarcă la El. Amin. Vă spuneam că mesajul din seara aceasta se numește Pacea și liniștea dinaintea furtunii. Te invit, ascultător drag, să deschizi Sfânta Scriptură cu mine în cartea Neemia și vom citi de la capitolul 4. Neemia, capitolul 4, versetul 1 până la versetul 23. Nu uitați, pacea și liniștea dinaintea furtunii. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia amonitul era lângă el și a zis: să zidească numai. Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătatea din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă.
dar Sanbalat, Tobia, arabii, amuniții și asdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate lucrurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului și în locurile tari, poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoi a întregei case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta ținea arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței, să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrare. Jumătate din noi, stând cu sulița în mână, din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp, am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Iubiții mei frați, Neemia, un om puternic, un om credincios, omul lui Dumnezeu, plânge în sufletul lui, are în inima lui povara de a construi, a repara zidurile acelea ale Ierusalimului, dărmate. Vreau să vă spun un lucru, țineți minte mesajul din seara aceasta, pacea și liniștea dinaintea furtunii. Înainte ca oamenii aceștia, poporul lui Dumnezeu, să se apuce să repare acele ziduri, era pace, era liniște. Dar când copiii lui Dumnezeu și-au pus în gând, și-au acționat să repare pentru Dumnezeu, deodată nori negri se ivesc deasupra lor.
începe furtuna. Biblia vorbește despre un bărbat și anume Sambalat. Dacă căutăm în Scriptură, vom observa că omul acesta era rudă cu marele preot. Omul acesta avea ca ginere pe băiatul marelui preot. Se amestecaseră în poporul lui Dumnezeu, intraseră oameni nelegiuiți, madianiți, filisteni, babilonieni, iar oamenii aceștia au început să atace poporul lui Dumnezeu. Când zidul acela era dărmat și era în padragină, priviți că oamenii aceștia nu au avut nimic cu poporul lui Dumnezeu, dar când Neemia se trezește și vrea să facă o reformă în popor, deodată oamenii aceștia, o coaliție, o triologie satanică, Tobia acesta, Amonitul, arabii și acest om rău, pe nume Sambalat, încep să-și arate adevărata față și încep să-și bată joc de poporul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Sambalat acesta. Oare vor fi lăsați să lucreze? Aveau de gând să nu-i lase. Oare vor isprăvi? Oare vor aduce aceste pietre prăfuite la viață? Aceste pietre arse și... Iar imediat lângă el preia cuvântul celălalt, Tobia, Amonitul, și spune și acesta, lăsați-i să zidească, căci după ce vor zidi, o vulpe, dacă se va sui pe acele pietre, va dărma tot zidul. Iubiții mei frați, era o bătaie de joc pe față. Omul acesta confunda vulpea cu elefantul. Îi plăcea să arunce vorbe dintre acestea ușuratice. Neemia nu privește la ei. Neemia privește la Dumnezeu și merge în numele Domnului și spune că zidul a început să se înalțe și l-au făcut până la jumătate. Până la jumătate, fraților. Dar în timp ce l-a făcut până la jumătate, una din seminții, iudeii, au început să dea înapoi, se pare. Li s-a părut grea munca aceasta și suntem obosiți, nu se știe dacă vom sfârși și vom termina acest zid. Vreau să vă spun un lucru, cel mai mare, cea mai mare lovitură a lui Satan este ca cineva din familia ta, din biserica ta, din poporul tău să arunce descurajare. Aceasta este o armă letală a lui Satan. Și oamenii aceștia, poate fără să-și dea seama, au început să semene descurajare. Iuda, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim ziduri. Și-au pus în gând acești vrăjmași să vină și să-i distrugă, să-i omoare. Dar de 10 ori, iudeii i-au avertizat prin locurile în care stăteau la pândă. Neemia este omul lui Dumnezeu. A pus străji dinapoi a zidului și în locurile tari. A împărțit poporul pe familii. I-a așezat pe toți cu săbii, cu suliți și cu arcurile lor. Și a început să îmbărbăteze poporul, pentru că poporul avea nevoie de îmbărbătare. Acest om este un lider adevărat, un om care nu se teme de cei din afară. Nu vă temeți de ei. Pentru noi va lupta Dumnezeu. Domnul cel mare și înfricoșat, luptați
îi motivează acum, priviți, luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Iubiții mei frați, spune că din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu suliță, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Iar căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Ei știa una și bună, trebuie să terminăm zidul. Am pornit în numele Domnului și vrem să terminăm zidul acesta. Dumnezeu este cu noi, nu știm cum se va termina, dar știm că Dumnezeu este la cârmă și Dumnezeu conduce lucrarea aceasta, iar zidul acesta va fi terminat. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână țineau armele și cu cealaltă mână lucrau. A fost greu, foarte greu, sacrificii mari ca acel zid al poporului Dumnezeu să fie terminat. Mi-am pus întrebarea și am zis, Doamne, dar de ce erau oamenii aceștia supărați, Tobia și Sambala și că se zidește zidul? Lor le place zidul dărmat. De ce, Doamne? Metaforic vorbind, să fie mai mic zidul, ca să poată să intre din afară babilonieni cu învățăturile lor. Zidul trebuie să fie înalt. Zidul trebuie să fie rezistent. Înăuntru, nu au ce căta, nu au ce căuta oameni netăiați împrejur. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Iar cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine, iubiții mei frați, era un om, cel mai important om din popor, stătea lângă Neemia. Omului acestuia i-a fost dată pe mână cea mai grea, dar cea mai valoroasă misiune. Aceea de a suna din trâmbiță, de a veghea, de a fi atent, să dea un sunet clar de trâmbiță, iar poporul să se strângă în jurul lui. Mi-am pus întrebarea dacă omul acela nu ar fi dat sunetul clar și ar fi lăsat trâmbița și ar fi uitat de trâmbiță și ce s-ar fi întâmplat cu poporul? Suntem chemați, iubiții mei frați, în timpul acesta al sfârșitului să dăm sunete clare de trâmbiță, ca și copiii ai lui Dumnezeu, auzind sunetul acesta clar, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Am mai zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Iubiții mei frați, suntem risipiți, la fel ca acei oameni pe zidurile Sionului, zidurile templului aceluia, Ierusalimului. Dar sunetul trâmbiței îi unea, îi apropia, lăsau lucru și veneau la sunetul acela. Ar trebui în timpul nostru să se dea sunete clare de trâmbiță când poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la adevăratul Dumnezeu. Prea mulți și-au permis să-și ia trâmbița lui și să dea sunete după ureche. Iubiții mei frați, sunetul lui Dumnezeu trebuie să fie clar, iar poporul trebuie să înțeleagă sunetul acesta.
Să știți că este vorba despre viață și moarte. Cine nu va auzi sunetul trâmbiței este condamnat la moarte, omul acela. Vrăjmașii îl va nimici. Omul acela trebuie să asculte un sunet clar de trâmbiță. Sunt câte unii care încearcă să sune în trâmbiță, dar în loc de sunet scot altceva. Pentru că nu au învățat sunetul din Scriptură și dau sunete false. Iar poporul este chemat, în loc să fie chemat după Iisus Hristos, poporul este chemat aproape de vrăjmași pentru a fi nimiciți. Iubiții mei frați, suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru sunetele pe care le dăm. Sângele oamenilor acestora sunt pe hainele multora dintre noi. Ne-a plăcut să trecem prin viața aceasta, da, cântând cântări melodioase, cântări de pace și liniște. Mai este timp, nu vine Domnul, spunea cineva, nici în 50 de ani de aici înainte. Nu vine. De unde știa el? Nu vine. Nu trebuie dat un sunet de trezire. Ce, să speriem poporul? Lăsați-vă cu prostiile acestea. Voi sunteți niște alarmiști. Iubitul meu frate și stimată soră, Noe a strigat mulți ani, 120 de ani, a dat acest sunet de trâmbiță clar pentru popor, ca poporul să se întoarcă. Și din atâția oameni câți au fost, doar 8 au fost salvați. Dar omul și-a făcut datoria. Fă-ți datoria, frate. Iar sunetul tău să fie un sunet de trezire, nu un sunet de adormire. Își mai permit câte unii ca să dea sunete de culcare. Măcar că poporul lui Dumnezeu nu mai are somn de aici înainte. Somnul s-a dus. Uitați ce spune Scriptura. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea, jumătate din noi strâng cu sulița în mână, din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp, am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de ce? De somn? De strajă, fraților. Iar ziua ce să facem? Să lucrăm. Pentru poporul lui Dumnezeu nu mai există noapte. De aici înainte, poporul lui Dumnezeu să fie zi. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea, fiecare se duceau cu armele la apă. Oamenii aceștia vroiau din toată inima să termine zidul. Aveau o țintă, aveau un dor, o povară pe suflet. Cum să lăsăm casa aceasta lui Dumnezeu, templul acesta, fără ziduri, cu ziduri căzute? Cum? Când casele noastre arată bine și casa lui Dumnezeu este făcută praf, cum templul acesta? Vreau să vă spun că oamenii aceștia au isprăvit. Chiar dacă nu au dormit, chiar dacă nu au mâncat, chiar dacă au stat îmbrăcați, zi și noapte cu îmbrăcămintea aceea, au vegheat, au terminat zidul. Ținta a fost atinsă. Tu ți-ai pus ținta, ascultător care mă privești, să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Dar îți permis să dormi. Îți permis să dormi. Tu ai o misiune pe pământul acesta. Dumnezeu te-a chemat să fii fiul al luminii, nu fiul al somnului. Noi nu suntem chemați să cântăm cântece de
legănați să adormim copiii și poporul, nu? Noi suntem chemați să tragem semnal de alarmă, pentru că această liniște și pace este liniștea dinaintea furtunii. Aș vrea să merg mai departe și să-mi iau încă un martor, mai iau încă un martor împreună cu mine. Și voi citi din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Versetele 1 până la versetul 8. Cât despre vrem și soroace, nu aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noapte, când vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Iubiții mei frați, Apostolul Pavel, Domnul spune că voi știți foarte bine că ziua Domnului va veni cum? Ca un hoț, noapte. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Iubit ascultător, deschide ochii. Dacă încă nu ai văzut, strigă la Dumnezeu să se atingă de ochii tăi și de urechile tale și să vezi cum nori negri se apropie de pământ. Pacea și liniștea dinaintea furtunii. Acum este în momentul acesta. Peste tot pământul se vorbește de pace și liniște. În guverne, în senate, în școli, pace și liniște. În biserici nu se mai predică prezentări, mesaje de trezire, adevăr prezent, ci se predică pace și liniște. Nu cumva să vii să predici lucrul acesta, că ești etichetat imediat. Omul acesta sperie lumea, sperie copii, pace și liniște. Dați-i înainte cu lucrurile acestea. De când zicem că vine Domnul și n-a venit, dacă n-o mai veni, spunea cineva. Pace și liniște. Priviți cu ochii dumneavoastră, cu omulețul de la Vatican, papa acesta, acest cap al bisericilor, pornește până majoritatea prin toate țările, iar cuvintele pe care le rostește omul acesta acolo, căutați, dacă nu mă credeți pe mine, căutați și vedeți despre ce vorbește omul acesta. Pace și liniște. Deja este numit omul păcii. El știe să facă pace. Pace și liniște. Unde există un război, un conflict, apare el. Pace și liniște, omul păcii. Poate că vă întrebați, dar ce este rău în a vorbi despre pace și liniște? Iubiții mei frați, Domnul Iisus Hristos spune că vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea.
Asta înseamnă că sunt cel puțin două feluri de păci. Pacea lumii și pacea Domnului Iisus Hristos. Pacea lumii este o pace falsă, o pace înșelătoare. Priviți la oamenii aceștia, magnații acestei lumi, bogații aceștia care au multe miliarde, multe în conturile lor și fel și fel de proprietăți și tone de aur și mașini scumpe și avioane. Priviți că oamenii aceștia cred că au o pace și au o liniște și au o siguranță. Dar nu după mult timp observați că oamenii aceștia sunt oameni care nu au pace și liniște. Oamenii aceștia își caută moartea prin droguri, prin fel și fel, se sinucid. Pentru că nu sunt fericiți. Aceasta este o pace și liniște falsă. Pacea lui Iisus Hristos nu este ca pacea acestor oameni și liniștea acestor oameni. De aceea Mântuitorul spune, vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea. Pacea lui Iisus Hristos este aceea de a te simți aproape de El. De a te simți binecuvântat cu puțin și să-i mulțumești lui Dumnezeu și a frânge din codrul tău de pâine și a da și celui care nu are nimic. Te simți bogat când faci lucrul acesta. Chiar dacă nu ai, poate că nu mai ai nimic pentru mâine, dar ai o pace sufletească și o bucurie că Dumnezeu va conduce lucrurile acestea și vei fi hrănit în mod miraculos tu și familia ta față de oamenii aceștia care au conturi pline cu multe zerouri. Milioane de euro. Pace și liniște. Atunci o prăpădenie. Pe neașteptate. Deschide ochii și privește. Și observă că deja nori negri se apropie de pământ. După această pace și liniște înșelătoare, va veni o furtună care va scoate din temelii orice copac care nu este ancorat în Iisus Hristos. Orice casă care nu a fost zidită pe stâncă va fi spulberată, casă pe nisip. Chiar dacă a fost frumoasă sau o va lua valul. Pavel spune aici, dar voi fraților, adică fraților, a cei care cunoașteți Scriptura, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți. Să nu dormim. Omul acesta se pare că vorbește degeaba. Iubiți frați, stimați oameni care mă ascultați în momentul acesta, este timpul să o luăm în serios cu Scriptura, pentru că această mare prăpădenie îi va lua prin surprindere pe unii care pretind că îl cunosc pe Hristos, dar care nu au avut nicio legătură cu El. Cei ce dorm noapte, spune că cei ce dorm, dorm noapte și cei ce se îmbată, se îmbată noapte. Aici Pavel îi pune că și aceia care dorm noapte îi aseamănă cu cei ce beau noapte. A fost un timp de somn când oamenii creștini au dormit. Domnul Iisus Hristos, când era în grădina Ghetsemane, a lăsat câțiva ucenici acolo și i-a pus să se roage. Și a venit odată, i-a găsit adormiți. Rugați-vă pentru mine, spunea, și iar se întoarce, iar îi găsește și a treia oară spune, de acum încolo culcați-vă și dormiți de acum încolo, frații mei.
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune trezirea. Ajunge somnul acesta, pentru că somnul acesta duce la moarte de aici înainte. Acesta nu este un somn. Nu observi că de când te-ai născut, îți place să dormi, vorbesc figurat aici, să dormi lângă Scriptură. Nu ai plăcere să studiezi, deschizi puțin Scriptura, te ia somnul, la culcare. Copiii lui Dumnezeu trebuie să facă nopțile albe de aici înainte. Post și rugăciune și ochii ați întins spre cer, pentru că norii negri prevestesc furtună. Uitați-vă la cer, uitați-vă cum și-a schimbat culoarea lumea aceasta. Deja sunt semne că începe o furtună mare pe pământul acesta. Și noi ne permitem să dormim. Aș vrea să citesc din cartea Viața lui Iisus. Mai aduc un martor împreună cu mine. La pagina 546. Dacă nu vegheați, voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine. Apocalipsa 3:3. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învățătorii mincinoși. Ei zic pace și liniște, la fel ca preoții și învățătorii dinaintea căderii Ierusalimului. Ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate și slavă. Interpretează semnele timpului ca preînchipuindu-i lucrul acesta. Dar cel ce zice cuvântul inspirației, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Asupra tuturor acelora care locuiesc pe fața pământului, asupra tuturor acelora care fac din lumea aceasta locuința lor, ziua Domnului va fi ca o capcană. Ea vine ca un hoț pe furiș. Lumea plină de răzvrătire și plăceri nelegiuite a dormit în siguranța firească. Oamenii consideră că venirea Domnului este departe. Ei râd de avertismente. Cu îngânfare se spune, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Mâine voi face tot ca azi, ba încă și mai rău. Ne vom afunda și mai mult în iubirea de plăceri. Dar Hristos zice, iată eu vin ca un hoț, tocmai în timpul când lumea întreabă în bajocoră, unde este făgăduința venirii Lui? Se împlinesc semnele. Când se strigă pace și liniște, vine deodată distrugerea. Când batjocoritorul, cel care leapă de adevărul, a devenit îndrăzneț, când oamenii caută să câștige bani fără să țină seama de principii, când cercetătorul caută cunoștințe de tot felul, dar numai din Biblie nu, Hristos vine ca un hoț. Totul se agită în lume. Semnele timpului sunt de rău augur, evenimentele gata să izbucnească și aruncă deja umbrele. Spiritul lui Dumnezeu se retrage de pe pământ și nenorociri după nenorociri vin pe apă și pe uscat. Au loc furtuni mari, cu tremure de pământ, incendii, inundații, crime de tot felul. Cine poate citi viitorul? Unde este siguranță? Siguranța nu este nimic din cele pământești sau omenești. Oamenii se grupează rapid sub steagul pe care și l-au ales. Cu neliniște așteaptă și urmăresc mișcările conducătorilor lor. Sunt însă și unii care așteaptă, veghează și lucrează pentru arătarea Domnului nostru. O altă clasă se aliniază sub conducerea primului mare apostat. Puțini sunt aceia care cred din toată inima și din tot sufletul că avem de evitat un iad și că avem de câștigat un cer. Iubiții mei frați, așa este. Evenimentele ne arată că urmează în momentul acesta o furtună. Și oamenii, pace și liniște. Spune că oamenii se însoară, mănâncă, beau, exact cum s-a întâmplat cu noi, a idoma, se va întâmpla la final.
priviți, sădesc, case și o prăpădenie neașteptată va veni peste noi. Aș vrea să citesc și în cartea Tragedia Veacurilor. V-am spus, cartea aceasta este o carte excepțională. O carte care demască toate planurile celui rău. Citiți cartea aceasta pentru că Dumnezeu vă va binecuvânta și veți învăța multe. Tragedia Veacurilor, pagina 305. Pavel vorbește despre o categorie de oameni care vor fi luați prin surprindere de venirea Domnului. Ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei și nu va fi chip de scăpare. Dar el adaugă pentru cei care au luat în serios avertizarea Mântuitorului. Voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fie ai luminii și fie ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Astfel, cei care predica revenirea lui Hristos au arătat că Scriptura nu îi îndreptățește pe oameni să rămână în ignoranță cu privire la apropierea acestui eveniment. Însă cei care căutau numai un pretext pentru a respinge adevărul și-au astupat urechile în această explicație, iar cuvintele "nimeni nu cunoaște ziua, nici ceasul" au continuat să fie repetate de batjocoritori, impertinenți și chiar pretinși slujitori ai lui Hristos. Așa este, când spui că Domnul vine, e aproape. Începe câte unul și auziți ce scrie aici. Vor arunca cuvintele acestea. Nimeni nu cunoaște ziua, nici ceasul. Au continuat să fie repetate de batjocoritori impertinenți și chiar pretinși slujitori ai lui Hristos. Când oamenii s-au trezit din indiferență și au început să caute calea mântuirii, liderii religioși s-au interpus între ei și adevăr, căutând să le liniștească temerile printr-o falsă interpretare a cuvântului lui Dumnezeu. Străjerii necredincioși s-au unit cu marele amăgitor, strigând, pace, pace, când Dumnezeu nu vorbise de pace. Ca și fariseii din timpul lui Hristos, mulți au refuzat să intre în împărăția cerurilor și i-au împiedicat și pe cei care voiau să intre. Sângele acelor suflete va fi cerut din mâna lor. Merg mai departe. Am mai adus cu mine încă un martor. Ce se va întâmpla cu poporul acela care va sta în pace și liniște și nu va vroi, nu vrea să accepte învățăturile Scripturii, să trezească și să dea semnal clar că revenirea lui Iisus Hristos este aproape. Haideți să vedem ce se întâmplă cu oamenii aceia. Judecători, capitolul 18. Capitolul 18, deci Judecător, capitolul 18, versetul 7 și versetul 27. Două versete. Cei cinci oameni au plecat și au ajuns în Lais. Au văzut poporul de acolo trăind la adăpost, în felul sidoniților, liniștit și fără grijă. În țară nu era nimeni care să le facă cel mai mic neajuns, stăpânind peste ei. Erau departe de sidoniți și n-aveau nicio legătură cu alți oameni. Iar versetul 27 spune așa, deci un popor liniștit, pace și liniște. Au ridicat dar ce făcuse Mica și au luat pe preotul care era în slujba lui și s-au năpustit asupra Laisului, asupra unui popor liniștit și în pace. L-au trecut prin ascuțișul săbii și au ars cetatea. Iubiții mei frați, pace și liniște îți va aduce moarte. Mai devreme sau mai târziu vei muri. Poporul acesta a plătit cu viața, au fost trecuți prin ascuțișul săbiei. Ei nu au vrut să-și pună oameni care să strige după ziduri, să sune din trâmbiță, străjeri adevărați. Ei s-au încrezut în pace și liniște
Și atunci au fost făcuți una cu pământul, iar cetatea a fost arsă. Popor care stătea în pace și liniște. Pace și liniște. Poate că mulți dintre dumneavoastră spuneți, dar poate că pacea aceasta și liniștea aceasta va ține mult și generația noastră va trece și vor veni copiii noștri și, iubiți frați, stimați surori, nu observați că în aceste timpuri cuvântul lui Dumnezeu a început să se predice cu putere? Vreau să vă spun un lucru. Când cuvântul lui Dumnezeu se va predica cu putere, știți ce se va întâmpla? Vine persecuția. Haideți să citesc, să nu credeți că vorbesc de la mine. Tragedia veacurilor, pagina 37. Mai este o problemă și mai importantă care trebuie să rețină atenția bisericilor de astăzi. Apostolul Pavel spune că toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos vor fi prigoniți. Atunci, de ce persecuția pare în mare măsură să fie încetat? Întreabă. Singurul motiv este acela că biserica s-a conformat standardelor lumii și, prin urmare, nu mai trezește nicio opoziție. Religia care se practică în zilele noastre nu are caracterul curat și sfânt prin care se distingea credința creștină din zilele lui Hristos și ale apostolilor săi. Creștinismul pare să fie ajuns atât de popular în lume numai din cauza spiritului de compromis cu păcatul, din cauza că marile adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu sunt privite cu atâta indiferență, din cauza că este atât de puțină evlavie adevărată în biserică. Dacă ar avea loc o revigorare a credinței și a puterii bisericii primare, atunci, atenție, spiritul persecuției ar reînvia, iar flăcările persecuției ar fi reaprinse. Priviți, oamenii lui Dumnezeu au început să predice adevărul prezent. Au lăsat poveștile. Au lăsat fabulele. Au lăsat tot. Și au început să predice adevărul prezent. Predică de la amvoane. Mai puțin, dar se predică în unele biserici. Cele trei soli îngerești. Se fac evanghelizare, se predică adevărul prezent. Iar oamenii au început să trezească. Să știți că trezirea aceasta va aduce persecuție. Aș vrea să spun o experiență înainte de final și aș vrea să gândim despre sunetul acela al trâmbiței. Sunet clar, da? Este real ceea ce vă spun. Spune că armata din China, condusă de generalul Mao Zedong, a capturat 5 ostateci israelieni. Iar acest conducător Mao Zedong era un om nemilos, un om foarte crud, care îi plăcea să tortureze ostateci. Le scotea unghiile, le tăia degetele, limba, ochii, scotea ochii, tăia mâini, picioare. Și când omul nu mai putea să mai plângă, să mai țipe, să se vaite, tocmai atunci, când mai avea doar o picătură de viață în el, tocmai atunci omul acesta rău îl omora. Se simțea bine el când vedea victima plângând și implorând să-l lase și îi plăcea sângele la omul acesta, Mao Zedong.
Și spune că armata condusă de omul acesta a capturat cinci ostateci israelieni. Și oamenii aceștia au adus acești ostateci să-i ducă la conducătorul lor, dar s-a întâmplat că conducătorul, acest Mao Zedong, era într-o vizită oficială și nu a fost în timpul acela când oamenii lui au venit să-i prezinte victimele. Imediat spune că în Israel s-a format un comando și au luat un elicopter care semăna exact ca elicopterul acestui Mao Zedong, o persoană îmbrăcată la fel ca el, făcută să arate la fel ca el, ochelari la ochi, negri tot, iar împreună cu el a urcat un comando cu mitraliere în mână și au pornit. Și spune că au aterizat la baza aceasta unde erau ținuți ostateci. Cei din China, când au văzut elicopterul, au crezut că a venit omul lor, generalul, și au ieșit afară cu arme și au adus ostatecii să-i facă o bucurie omului și toți au ieșit afară. În timpul acela, cei din comando israelian, ochelari la ochi, mâinile pe arme, au fost aduși în față cei cinci ostateci. Iar în timpul acela, conducătorul comandoului, a strigat cu voce tare: la pământ! Culcat! La pământ! În clipa aceea, după câteva secunde doar, a mitraliat tot ce a rămas în picioare. Omul a strigat în limba israeliană și s-a așteptat ca toți cei capturați să sară jos. A luat pe cei care au rămas în viață, care s-au ridicat de jos, s-au urcat în elicopterul acela după ce a mitraliat tot. Au omorât tot și au pornit. Și și-au dat seama că nu salvase decât trei. Doi din ei, măcar că au înțeles cuvintele, culcat, la pământ, rostite în limba israeliană, ei au ales să stea în picioare și au fost împușcați împreună cu acei teroriști care îi luase ostateci. Iubitul meu ascultător, nu auzi tu cuvântul lui Dumnezeu care te cheamă la pocăință? Nu auzi tu glasul Duhului Sfânt care face apel la inima ta să te întorci din calea ta cea rea și să pornești pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos? Nu auzi? Nu înțelegi sensul cuvintelor: veniți după mine? Când Domnul spune veniți după mine, tu înțelegi să mergi după altcineva? Oamenii aceia, măcar că au înțeles cuvântul în limba lor, au rămas în picioare și au fost omorâți. Vreau să vă spun că mulți creștini, mulți care au Biblie în mâini, vor muri în focul cel veșnic. Te chem în această seară acum înainte să înceapă furtuna, când încă se strigă pace și liniște, când aceste două cuvinte sunt pe buzele tuturor,
te chem să te trezești. Te chem să deschizi ochii. Iar dacă nu poți să faci lucrul acesta, strigă la Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă de ochii tăi și tu să poți vedea că revenirea lui Iisus este foarte aproape. Dumnezeu să te binecuvânteze cu înțelepciune. Iar înțelepciunea aceasta pe care ți-o va da să te conducă la mântuire. Pacea și liniștea dinaintea furtunii. Nu uitați, după această pace și liniște va începe o furtună în care cu greu îți mai vei găsi familia. Dumnezeu să ne întărească, să aibă milă de noi și să ne ajute să ne întoarcem din toată inima la El. Dumnezeu să te binecuvânteze, ascultător drag, iar acest mesaj să aducă rod pentru împărăția Sa. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Avem o listă și în această seară pentru rugăciune. Este o listă mare. Foarte mulți frați doresc să ne rugăm pentru ei. O vom face cu mare drag. Iar cei care ați scris astăzi să ne rugăm pentru dumneavoastră, o vom face joia viitoare. Vă invit să ne plecăm capetele și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel bun și sfânt, care a fost prezent și astăzi aici. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat ochi care să vedem semnele revenirii Tale. Ne-ai dat urechi ca să ascultăm și să auzim acest freamăt în lumea aceasta care strigă pace și liniște. Dar, Doamne, ajută-ne să înțelegem că această pace și liniște aduce furtună și persecuție în poporul lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să ne trezim și să începem o viață nouă împreună cu Tine. Pregătește-ne, Doamne, pentru evenimentele acestea care ne stau în față. În momentele acestea, Doamne, aducem înaintea Ta pe Hertie Greenfield. Omul acesta își dorește mântuirea. Binecuvântează-l, Doamne. Și fă, Doamne, ca să fie mântuit el și casa lui. Fă, Doamne, ca să te găsească pe Tine, pentru că Tu oferi mântuirea. Omul să te găsească, să te accepte în viața lui, să se predea Ție, să aducă rod în împărăția Ta. Te mai rog, Doamne, să o binecuvântezi pe Veronica. Ai binecuvântat-o cu copiii, Doamne. Fă, Doamne, ca copiii dânsei să fie copii ascultători și împlinitori de cuvântul Tău. Binecuvântă-l pe David cu ceea ce știi Tu că are nevoie. Atinge-te de copilul acesta și ajută-l, Doamne, să fie un copil devotat, curat înaintea Ta, să fie un David pe pământul acesta. Binecuvântează, Doamne, familia lui Bobby Gabor. Știi, Doamne, ce probleme are. Lasă binecuvântarea Ta în familia aceasta și răspunde-le la rugăciuni, Doamne. Pe Elena Darjan, Doamne, dă-i sănătate, Doamne, dă-i înțelepciune, dă-i credință. Binecuvântează-i familia.
Binecuvântează-i băiatul, Doamne, pe Răzvan și ajută-l și pe Răzvan să calce pe urmele tale, Doamne, urme care duc acasă. Pe sora Ana Butnaru, binecuvântează, Doamne, și sora aceasta. Binecuvântează-l pe Luis, pe Denisa și fica lor. Fă-i, Doamne, să fie mari în lucrarea Ta și Tu să Te bucuri de ei, Doamne. Pe Gina Nicolae, dă-i sănătate, dă-i înțelepciune, dă-i credință, Doamne. Și fă, Doamne, ca familia dânsei să fie aproape de Tine și Tu să-ți găsești plăcerea în casa lor. Adriana, Florin, Petrică, Cocuța și Marius, Doamne, să Te găsească pe Tine și să fie salvați împreună cu familiile lor, să Te accepte pe Tine, Doamne. Pentru Dan Faraonul, dorește, fratele acesta, să ne rugăm pentru soția dânsului. Binecuvântează-i, Doamne, soția. Și știm, Doamne, și credem că ceea ce vei binecuvânta Tu va rămâne binecuvântat pe vecie. Domnul să-i deschidă ochii și să Te vadă pe Tine, care o aștepți de mult timp, cu brațele deschise. Pe Maghi și Ana, Doamne, aceste tinere, ajută să Te cunoască pe Tine, Doamne. Binecuvântează-le tinerețea, Doamne. Pe Silvia și Leo să vină la Tine, Doamne. Doamne, ajută-i Tu și pune Duhul Tău cel Sfânt în inima lor ca să Te accepte pe Tine. Fă, Doamne, o trezire spirituală în Romanești Dâmbovița, iar oamenii acolo să se întoarcă la Tine. Pe sora Mariana, Doamne, binecuvântează-o împreună cu copiii dânsei să vină la Tine, iar tatăl lor, soțul lor, Marcel, să-și urmeze familia pe drumul cel drept care duce în împărăția Ta. Pe Debora, fă, Doamne, să se apropie de Tine și să nu mai plece niciodată de lângă Tine. Doar lângă Tine, Doamne, are siguranță. Pe sora Goma, binecuvântează-i copiii, Doamne. Dă-le sănătate, iar soțul dânsei, fă, Doamne, să se lase de alcool. Pe sora Cristina, atinge-Te de ea, Doamne, și oferă-i sănătate. Oferă-i sănătate și lui Dan, fiul dânsei, iar soțul ei își dorește această soție să vină la Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea ei. Binecuvântează, Doamne, pe sora Natasha cu sănătate. Are nevoie, Doamne. Răspunde, Doamne, rugăciunilor acestor surori. Pe sora Adriana, sănătate multă. Și fă, Doamne, ca soțul să vină la credință, iar Ionut să ia o decizie de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Dă sănătate, Doamne, lui Dorica și Luba. Au nevoie, Doamne, de sănătate. Atinge-Te de aceste surori. Corina și Marius, fă, Doamne, să simtă chemarea Ta, să se întoarcă la Tine. Rodica și Ionuț, fă, Doamne, să deschidă ochii și să vadă drumul care spre casă, care conduce către împărăția Ta. Biserica Adventistă din Romanești, Dâmbovița, binecuvântează această biserică și ajută, Doamne, ca de acolo să înceapă trezirea, iar Tu să fii în biserica aceea, oaspetele de seamă. Pe frații penticostali din Romanești, binecuvântează-i, Doamne, cu înțelegere de adevăr, iar Biblia și numai Biblia să fie cartea lor de căpătâi. Dă-i sănătate lui Rebecca și fă-o și pe ea mare în lucrarea Ta. Dă-i sănătate și fratelui Doru, care strigă la Tine după sănătate, pe ajutor. Vindecă-l, Doamne! Vindecă, Doamne, dacă este voința Ta pe sora aceasta Veca, care este bolnavă. Doamne Iisuse, Tu ai adus din morți la viață. Tu poți să faci mari minuni.
L-ai făcut pe om din pământ. Tu doar dacă te uiți un puțin la femeia aceasta, femeia aceasta va fi vindecată. Dacă este voia ta, fă, Doamne, să facă o minune și femeia aceasta să fie vindecată. Doar dacă este voia ta și este în planul tău. Facă-se voia ta, Doamne, și nu a noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți cei care ne-au ascultat în seara aceasta și au primit cuvântul tău. Ajută, Doamne, ca acest cuvânt să aducă rod și tu să te bucuri acolo în împărăția ta. Rămâi cu noi și fă ca acest mesaj să se întindă ca focul pe miriște, Doamne, și multe suflete să vină la adevărul tău. Îți mulțumim, Doamne, că ne binecuvântezi cu cuvânt, îți mulțumim că ești cu noi pentru sănătate și pentru tot ce ne-ai oferit până în momentul de față. De aceea îți aducem slavă, cinste și închinare, acum și în veci. Amin. Înainte să închei, aș vrea de aici înainte să las să încheiem cu o cântare, să fim optimiști. Vă las în acordurile acestei cântări. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Just